Auto Bergamo de Vado, după ce a stat în prima etapă, a jucat primul său meci în actuala ediție a Ligii 1 de futsal. Devenii au evoluat pe teren propriu în fața celor de la United Galați, reprezentanta României în UEFA Futsal Cup, într-un meci considerat derby al campionatului. După un meci echilibrat, partida s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, iar președintele devenilor, Dorin Popa, s-a declarat nemulțumit de jocul echipei și de greșelile individuale care au dus la primire a golurilor. Un rezultat echitabil după cum s-a jucat, meci echilibrat, dar un rezultat care nu ne mulțumește. Cel puțin pe mine nu mă mulțumește, nu mă mulțumește nici jocul deocamdată. Sperăm să creștem în joc, sperăm să jucăm altceva. Da, a fost un 2-2, ce ocazie au fost și de o parte și de alta, noi am primit două goluri ca în curtea școlii, niște greșeli impardonabile, un 6 metri aiurea făcut și al doilea un gol, o bulbeială de portar incredibil. Deci nu e permis așa ceva, dacă vrem să ne batem la articlu, nu trebuie să mai repetăm aceleași greșeli. Da, Galați și echipa se vede că joacă de mult timp împreună, pragmatică, a știut cum să ne contracareze, au jucat un joc simplu, dar eficient. Noi am încercat prea mult să jucăm, dar nu a ieșit. N-am fost mai direct pe poartă, lipsește un om decisiv, un om care să bage în acție. Etapa viitoare, Auto Bergamo are 2 jucători convocați la echipa națională a Moldovei și 3 la cea a României. Va evolua în deplasare la Focșani, duminică 19 septembrie, de la ora 15, cu Sportul Ciorăști, victoria fiind obiectivul clar al devenilor. Apoi, după o întrerupere a campionatului pentru acțiuni ale echipelor naționale, devenii vor juca pe teren propriu la CFR Timișoara. Duminică va fi meciul la ora 15, vom pune pe la noi pe grupul de social link-ul unde se poate vedea meciul. Da, normal, acolo trebuie obligatorie victorie, după aceea se întrerupe campionatul pentru acțiunea echipei naționale, unde avem convocat la Naționala Moldovei pe Lașcu și Cojocaru și la Naționala României pe Pânzaru, pe Pânzaru, pe Dimicuță și pe Ricci, pe Ișlea. Da. După aceea va fi meciul cu Timișoara de pe teren propriu. Meciul cu CFR Timișoara este programat pentru 2 octombrie, dar data disputării acestui joc se poate modifica.